Noi ne-am aventurat aici într-o zonă pe undeva pe la 20 cu 30, după cum se vede luminița aia unde stacul a murit de vreo 2 ori. Și am făcut aici alături de spiriduși și căței ăștia, apropo, căței ăștia, cățelul raptorului, că ăștia din fosta mea aventură, pe aici căutam o ieșire la suprafață și am făcut o mini căsuță cu 2 paturi, container așa, ca să, în caz că, casă, da, am făcut casă, în caz că murim să putem spawna aici. Da. A, armura mea s-a adus, da, în aventura asta și haideți să vă arăt ce am mai făcut ca să putem să ajungem la suprafață, pentru că ieșirea care o avem noi în partea cealaltă, ajung la suprafață ușor, dar nu pot să cum aventurez mai mult. Deci așa, noi vin pe aici, așa, tiptil. Și aici avem un tunel. Și am experimentat pe propria piele halucinațiile din tunelul ăsta. Trebuie să mănânc piersicuțe, de astea așa. Ciuperci. Și am intrat în tunel și aici, după cum vedeți, face și damage, radiații. Aici apar nameless, dar ne trebuie câinele cu luminiță. Și acolo am mai murit eu de câteva ori. Și vedeți o clădire aici faină? Ia să vă arăt ce am făcut eu. Ia uitați-vă în sus așa, nu știu dacă se vede. 7. Deci ar trebui să fie un... nu prea se vede, un... o rampă. Hai să vă arăt exact ce reprezintă clădirea asta. Deci cu asta ar trebui să putem să ajungem la suprafață. Hai că începe să urc. Și avem o rampă etajul 1. Bine, etajul 1, ce dacă e. Până în zona 1, până în zona 2, dar nu vreau să alerg că nu să facă bug. Avem pe aici, sper doar să nu fie vreun bug de la care mă dă să cad prin apă. Și am ajuns la suprafață și aici e o zonă mult mai bună, trebuie să văd câte ceasul. Ceasul e 3. Ai ajuns tu, Spiri? Poți să vii și tu. Da. Și aici o să apară Nameless, Bastard, Lucifer. Și aici putem ieși și să ne batem cu... oh, ce se face ziua? Hai înapoi, hai înapoi, fugi! Ce dracu, m-am blocat, mersi. Aici nu fugi, mergi încet. Deci, de la ora 3... mamă, uite ce repede trece timpul. Fai de cap, nu s-a făcut 4, 5. Deci acolo am mai construit eu înainte, am încercat să fac... hai, coboară pe lângă mine. Nu cred că o mă, că prost aici. Așa, coboară până jos. Deci am încercat să construiesc undeva în zona aia o fundație de asta, ca să zic, să o iau în jos, tot așa cu rampă de asta. Deci când a venit ziua, instant a demolat tot până jos. Oricum ne-a luat mult să construim chestia asta, deci... foarte mult. Da. Și tu, că și tu m-ai ajutat. Mi-ai adus materiale și mi-ai construit. Eu le-am pus. Le-am pus că asta a fost ideea mea, să le pun în felul ăsta. Și ca să putem să trecem și pe partea aia, am lăsat spațiu așa, da. Astea sunt de susținere, practic, dacă le demolez pe astea o să cadă toată clădirea. Da. Sper să... da. Aș putea să fac aici o mini căsuță gen în aer undeva să intri, dar... Mai vedem. Băgată mine. Da, aici e că să ieșim la suprafață, deci toată chestia asta eu am făcut-o numai ca să putem ieși noaptea la suprafață, dar acum nu e noaptea de aia care durează de 10%, deci venim în altă dată, într-o noapte de aia care durează 90%, ar fi super mișto dacă venim. Și ieșim la suprafață cu echipament pe noi, cred că o să-mi iau și de la radiații, că nu se știe dacă sunt radiații pe la suprafață sau nu. Și cu ăștia megalosaurii o să avem și nameless, deci o să trebuiască căței. S-ar putea, de fapt nu că nameless, o să avem Reaper, că sunt, apar spawnează Reaper pe acolo. Am fost de curiozitate și m-am murit așa de curiozitate. M-am murit. Iar, da, am murit de curiozitate. Iar ceea ce vrem noi sunt cristalele roz, nu știu cum le spune. Pentru că avem nevoie de ele să, la o... ca să facem roz de tech, așa? Să facem la trade tech. Și o să merg acum la un de la de tech să văd de curiozitate cam ce materiale ne trebuie ca să știu cam câte să strâng. Să strângem, nu mă duc singur. Facem, o să mâncăm niște ciuperci și o să încercăm să ne aventurăm afară de data asta. Hai, Spiri, mânca și tu ciuperci și dai. Mânca repede, că aici luăm damage. Sapul meu face bie. Aici o să apară nameless. Sau așa ar trebui. Și aici ajungem la suprafeță. Ok, trebuie doar să avem grijă să nu murim. Aici o să merg încet, nu o să mai merg tare. Că nu vreau să creez de vreun bug. Îmi zice că sunt safe house, vezi? Anumite zone. Ce felul din coada asta zici că vrea să-mi pleznească una? Și am ajuns la suprafață. Spirit, ești pe fază? Da, e pe vibrații ca de obicei. Cum se face că atunci când vreau să filmez e pe vibrații. Și trebuie să căutăm... Îl vezi pe ăla, nu? E abia primul. Îi zice... Reaper King de level... Dar eu n-am lumina, mă, ce n-ai zis? Mă muși de coițe, mă. Așa, hai să sărim pe el. Fuge, fuge. Nu fugea, nu fugea, ai murit. Trebuie să căutăm niște cristale roz. Și trebuie să fim siguri, deci ora este 23. Până pe la vreo ora, uite lumina acolo. Până pe la vreo ora 4-5. Ai grijă, nu te grăbi prea mult ca să nu pierdem nici drumul. Dacă vezi cristale roz... Uite câți au apărut, măi! A, m-a și scuipat urtul. Am băgat încă cadă la și nu mai văd. Așa. Bă, da, nu sunt cristale roz pe aici? Ba da... A, nu, asta e altceva. Hai să luăm lumina asta ca să nu încurce la viziune. O să văd dacă... Stone. Păi și rozul ăla de unde e, frate? Deci mi-apare roz aici unde sunt eu, dar nu-i nimica roz, nu există. Văzut o lumină roșie. Asta, pe aia am văzut-o. Sunt și zone în care nu putem să avansăm. De la monumentul ăla de sus, la cuvinte. De la ala vine lumina, dar nu pot să... Uite, dă-te. Asta o fi? Nu știu. Da! Ăsta e! Element or! Ioi! 500. Da, 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 și trebuie să aibă cristal de la roșu. Portocaliu roz. Deci astea sunt elementele, mi-e frig. Căcaturile astea de pe asta. O vezi câte ceasul, o să fim cu ochii pe ceas. Am găsit obsidian. Se iau obsidian? Nu cred. Cred că obsidianul luăm de jos, deci nu mai chinui să iau de aici. Că... Mamă, nu pot să luăm oricum. Ce? E băgat aici și mă scuipă. L-ai omorât? Da. Că avem și cristal aici. Așa. Mamă, dar ne dă lumină. Ia, ai găsit și tu? Da. Da, ia-le, ia-le pe toate. Toate care le vezi. Ai sunt câteva, nu sunt toate. Eu am 600 până acolo. Da, mai mult. Eu am luat, le dă cu târnacopul. Cu târnacopul. Obsidian. Hai să încercăm să... Uite și ăla, bun, ial. Oh, shit. Oh, mamă, periculos rău aici. E foarte periculos. Până pe la vreo 3 jumate, 4 avem timp, pentru că timpul trece greu. Hai să văd și la luminiță ce e. Sau iau auto. A, dar încă n-a coborât? Dacă n-a coborât... A, sunt alea care coborât. Dar alea normale. Vezi că e și ripărul. L-am murit, sigur. Pot să văd. Scriparul la sfârșit. Nu, când moare iese din el. Uite, ulei! Vezi că vine ripărul. Dar știi, vin cu viteză la noi, dar după aia fug. Vezi că vine un căcios de la mic la tine. A, fac, am luat poison. Păi, eu o să mor, dar mi-e frig. Mănâncă, mănâncă. Dă-te mai în spate, nu mai sta în poison-ul ăla, că l-ați dă damage. Nu, trebuie viața de la frig. Nu, că mănâncă, dai cu torța în mână. Mie nu prea mi-a scăzut. Ulei, da, dă și ulei. Dar e prea puțin. Fac. Ești, mă, de aici. I-am tras unul, l-am aruncat cu cracii în sus pe fraier. A, asta e de-aia de ulei. Da. Eu am vreo 1, 2, 3, 4 pecuri de... Uite, mai sunt 2 aici. De 1000. Deci luăm cât putem, că nu se știe când mai ne întoarcem. Deci, vezi, a meritat efortul de a construi mega tâmpenia aia. Pe un server... Aici lângă mine, că am dură 3. A, mai găsit și eu. Ia-le pe alea, am și eu tot 3 aici. Mi-ai găsit. Mamă, dar scoate vecul, mi-e frig. Stai, stai cu torța. Mănâncă, mănâncă, dă-și cu mâncare. Ei, nu pot cu torța, că sparg nuci. Sparg nuci. Sparg și cristale. Nu mai am nevoie de cristale metal și de-astea... E pe alea arunc. Așa. Eu le pun pe pet ca să fiu mai sigur. Cât e ceasul? 0.30, mamă. Trebuia să facem un cufăr aici și mai luăm. Fugeam repede, mai luam. Da, se spărgea cufăr. Nu, nu, nu aici. Jos acolo. Unde e sigură zona. Uite, asta am despawnat. Mie să nu mă atace vreun dălalt liac de la bășit. Păi ai petul care... Hai mai, hai înap... Unde ești? Hai că te-am văzut, vine înapoi, nu pe acolo. Tu vrei să te duci mai încolo? Care că ne întoarcem înapoi? Nu, pe aici? Da. Nu știu că tu te pierzi repede. Hai să văd ce e aici. Nimic? Ha? E exact una lângă mine. Iarăs greu. Păi și de ăștia King ăsta cum îl prindem cu ouă? Nu prea poți, nu prinzi King. King-ul nu poți să-l prinzi. O, nu. Queen-ul, trebuie să găsești. Mamă, ce coadă mi-a tras. Îți că dă damage ăla. Îți dă ceva damage. Mi-a dat boreala aia lui. Boreal. Boreal. Păi da, dacă îți dă de aia nu stă acolo, că el emană în continuu. A, pe aici pot să urc? Nu. Bă da. A, bă nu. E cam prost, dar nu mă interesează. Bă da, bă nu. Tere, bă da, bă nu, bă da. Mergi tu pe partea aia și vezi dacă e pe zona aia de pietre. Mai avem un drum, dar asta o să ne ducem pe partea, data viitoare pe partea aia. Mamă, ce mă termină. Și noi suntem acum la margine, aproape de margine. Ăștia au range mare și de-aia spawnează. Eu am zis că sunt foarte mulți reaper de ăștia. Ți-am zis, deci imaginează că bine m-au urmărit vreo 5 din ăștia. Și unul e și Queen la un moment dat, dacă nu mă înșel. Pleacă de acolo, pleacă de acolo. L-au omorât și te-ai mișcat, că-ți dă de-aia mor tu, că stai în tâmpenie aia. Dar nu, mă, mie mi-e fric și îmi scade viața. Mănâncă, stai acolo, stai acolo tu. Și aici, deci aici e zona... E... Deci am avut vreo 40 ceva de carne, că nu ne-am mâncat până acum. Mamă, ce apare aici? A, și pe aici e drumul care ajungi. N-ai murit? A, lol, am luat și o poison de la bășit. Și poți să ajungi până la... La un alt reaper. Sus aici, unde e zona de bătaie cu boss, nu știu dracu e. Hai să văd să nu spawneze un ăla la mine. E, nu. E, nu, iau tot cum vine. Mamă, ce m-am prins cu coada, bă! Urâtule. Așa, și ia să văd aici. Deci zona asta poți să ajungi cu peturile să te teleportezi. Și mai este una singură în subsol. Că aș putea să accesezi tâmpenia asta, ar fi ceva. Acces inventory, da, și avem aici. A, ne cere doar artefact, atâta. Oh. Și artefactele unde le găsim? Basilic scale, Nameless, Reaper, Pheromone și Rock Drake și la ultima mai cere Alpha, Reaper, King, what? Alpha Carcinos avem, Alpha Basilic. Deci Basilic, Carcinos și Reaper. Ăștia sunt ingredientele. Cât e ceasul? 1, 2, 1, 25. Au apărut 2 acum. Astea sunt ingredientele pentru ingrediente, adică pe aia, ca să poți să accesezi dungeon-ul. Păi nu trebuia doar... Am gândit astea am găsit aici. Doar alea... cum spunem, artefactele trebuie doar ca să înțelegi cel mai ușor nivel. Pentru nivelul 2 îți trebuie de alea de Carcinos, bla bla și bla bla, și pentru nivelul 3 îți trebuie de Prime Carcinos, bla bla și bla bla. Ui, mi-am umplut inventarul. Și mi-e foame. Mai adun ulei, că dacă tot. Cred că am prea mult deja. Pe mine. Deci asta e cea mai bună zonă de farmat. Or. O să avem atât de mult, nu să mai avem ce să facem cu el, dar e bine. Este bine. Ia să văd dacă pot să mai merg cu dinozaurul. Nu, o să vrească să arunc niște... A, mâncare, what? Da, merge încet. Trebuiască să sacrific niște... Aruncat mâncarea de pe el. Pe asta am aruncat, dar nu mai am ce să mai arunc. Restul sunt ușoare, chiar dacă arunc fructele alea sunt prea ușoare. Păi, vino la mine și dăm. Păi n-am cum, că merg foarte încet. Unde ești? Uite cum am aruncat două bucăți. No, gata, mă întorc acum. Bă, care-i drumul? A, pe aici. Cât e ceasul? 1:50. Deci uitați ce mișto e în jos, deci pe acolo am luat-o noi prima oară. Că am coborât un pic și am luat-o pe desubt și am ajuns aici. Cred, sper, că așa am făcut. Deci acum alerg cu viteză normală, deși dau pe alergare. Și nu am de gând să mă bag cu pâlții pe asta. O să fug cât pot, dar problema e că nu știu dacă fug bine. Tu ești spre lumina albastră? Nu, te-am văzut. Da, da. Da, e sus pe multe. Uite-mă. Te-am văzut. Bă, uite ce... Am adus un prezent! Un cadou! Vreo 3 din ăștia. 3 erau, mă. 3 erau. Mama. Și m-a împins. Și pe mine. Era să mă dea jos de pe stâncă. Știu, am pățit și eu. Mă arunce jos. Hai că vin și căcații mici. Pleacă de acolo că e poison. Să arunc carne. Câtă greutate mai ai? Am jumate. Pun pe dinozaur. Nu mai pot sta tâmpenile astea. Carcasă. Cu asta n-ai nevoie. Da. Mai ai loc? Vezi că trebuie are și invent și greutatea ta. Gata. Gata? Hai că mă duc un pic, stai aici, mă duc de puțin la lumina albastră, dacă mai apucă e de mult timp aia. Și... Bă, de ce vă numesc până? Ce? Pe 25. Bă, dar nu era acolo. Ai, what? Da, era... e alta. A, sunt două. E una aici și una mai... Mamă, câte cristale sunt aici! Da, oprește să te caci, băgați așa un dop în cur. Așa, mă atacă Liliac de la bășit. O, Reaper Biciu. Mai sunteți, mă, care m-a atacat? Hai că mai are asta 20 la inventar. Bă, dar aici, astea de sus dă drop mai bun decât alea de jos. Ești cu tine. Păi da, pentru că astea de sus dau saddle-uri d-alea... E 2,5. De ce lăi soarele care se duce așa cu biluța? Sau e luna. Da, de mamă, deci știi cum dă căcatul ăsta de gând dacă tine, tic, așa dă-mi tine. Foarte rapid. Mai iau niște piatră repede din asta. Hai că e 2,5. Mai avem timp să până la vreo 3,5-4 avem timp. Sunt și aproape, nu e distanță mare. Deci asta e cea mai bună locație că avem până acum. Cu excepția faptului că trebuie să omorăm 10 miliarde de Reaper. Am loc? Mai am loc. Ia să arunc ce mai am și vin. Sper că acum cred că o să fiu prea plin, dar... Am venit o altă luminiță pe partea asta. Oare ajung la ea? E jos? Hai că mă duc eu. Îmi zic că să apară Reaper. Vin și eu pe urma ta, mă mișc încet. Da, dar mai are până afară. Oh, e sus. Deci... Planeta asta care vine încoace. Da, păi să mă uităm și la ea. Asta uriașă, se mișcă sau doar e ca design? Nu știu. Oh, bă, ce m-am speriat, s-a auzit ca și cum ar veni flacăra, asta s-a oprit, se cace, că e pârțat. Ok, asta vrea să moară într-un stil foarte tragic. Evident. Și dinozaurul meu e retardat. Da, se mișcă, deci se mișcă planeta asta. Deci asta cred că e soarele, practic. Asta cred că e aia care dă căldură foarte mare. Mă, deci dacă ar fi în realitate să fie o planetă atât de aproape, atracția ei ar face ca planetele astea două se lovească, să fie o coliziune între ele. Asta n-am nevoie. Deci asta e 3. Hai cum să mă iei? Vine lumina să merg. Mai ai loc pentru o dasă de greutate la tine? Nu știu. Ia put. Mai ai loc. Ca să mă mișc mai încet. Da, ai loc. E 35. Cât e? 35. Aha. Hai că până coboară lumina și mai plecăm direct, nu mai stăm. Sper să fie ceva interesant. Luminiță, vină-ncoa. Eu te vreau, uite așa. Haide, vino, fă-ncoa, hai mai repede aici. Hai că iau mai înainte, că nu ne punem pe drum. Să nu te pierzi. Nu, că merg drept. Asta. Coasă și încă un blu prinde nu știu ce. Ok. Coasa e bun, că era ascendentă. Nu prea aveam noi așa multe. Să-mi pare că aveam un blu, nu mai știu. Ce te bați pe acolo? Un carcalac de ăsta, că nu mult. Aș trage cu arma în el, dar fuge dinozaurul ăsta al meu prost după el. Ok, acum eu am viteză să alerge. Dar nu-i dau. Nu alerge, iau încet, da, parcă. Și ăsta e drumul. Păi era prea mic și nu vedeam, zic, păi ce, să nu. De-aia l-am pus, ai grijă. Hai că poți să întorci, că întorci cu peretele dacă e ceva. Eu nu i-aș da cu viteză, că dacă îi dai cu viteză te aruncă. Păi și eu nu vezi cum mă gândea. Da. Bă, eu sunt arhitect, mă, trebuie să construiesc multe chestii. La, ce idei am. Numai că n-am designurile prea frumoase la casă. Dacă îmi vine vorba de soluții, de a face ceva, imediat găsesc. Și am făcut roșii de cristale. Mănâncă ciuperci. Da, o să mănânc când mă apropii.